PSD își decide în premieră președintele înainte de Congresul Național al Partidului. Singurul candidat rămas în cursă este Liviu Dragnea, după ce rând pe rând Daniel Savu și Șerban Nicolae nu au fost validați pentru a participa la alegeri, iar Robert Negoiță a decis să se retragă din cursă. La nivelul județului Constanța au fost deschise 75 de secții de votare. Pentru ca rezultatul scrutinului să fie validat, este nevoie de o prezență minimă de 50% plus 1 din membrii partidului, așa că reprezentanții PSD și-au făcut apariția la scrutin încă de dimineață. Democratic pe care alt partid nu l-a mai încercat și este un foarte mare plus pentru politica românească în general. Ar fi fost sănătos să fie, nu știu, mai mulți candidați pentru un exercițiu democratic și mai bun? Ar fi fost foarte bine dacă nu s-a întâmplat să fie. Avem un statut, avem un regulament care a trebuit să fie respectat. Să punem candidați așa numai de dragul de a pune candidați? Nu. Și la Năvodar, numărul membrilor social-democrați care s-au prezentat la urne a fost unul satisfăcător. De la ora 8 dimineața am deschis secția de votare la Năvodar. Prezența la vot este deja destul de substanțială. Membrii noștri sunt destul de punctuali, vin să voteze. Fiecare votează cu cine crede, da sau nu. De fapt, este o singură opțiune pe buletinul de vot, unde se întreabă dacă este de acord cu domnul Dragnea la funcție de președintele partidului la nivel național, dar nu putem impune membru de partid cu cine să voteze, bineînțeles. Alegerea este liberă. Deși vremea nu a ținut cu socialdemocrații, există șanse foarte mari ca prezența la vot să fie suficientă pentru ca Liviu Dragnea să fie validat în funcția de președinte al partidului. Noi și toți membrii partidului ne mobilizăm foarte bine. Procesul de vot decurge normal. De fapt, miza asta este ele să fie organizate pe bune, cum spunem noi, și să fie fără incidente. Pentru că miza nu este cine este președinte, pentru că știm cu toții cine va fi președintele partidului. Cel puțin din pregătirile pe care le-am făcut noi și din contactele pe care le-am avut cu membrii de partid, membrii noștri de partid au așa o atitudine civică deosebită, mai ales când este vorba de alegerile interne în partid. Urnele se închid la ora 20, urmând ca în cursul nopții voturile să fie numărate și să se cunoască cu exactitate prezența la scrutin.